Salutare fani și bine ați venit la un nou episod de FA22 Pack Opening, premiile de FUT Champions și marquee matchups plus alte SBC-uri. Dacă vă place seria, nu uitați să puneți și butonul like, e foarte important să vă abonați și legendarea de până ați făcut deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru pe planetă, să folosiți codul KTXPKG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați și dacă de jocuri ieftine le găsiți pe G2-a, link-ul aveți în descriere. Let's go time! 11 cu 9 la Weekend League, din păcate, nu a fost bine atât, asta este Moș Crăciun și pe genii săi. Trebuie să schimb defensiva, asta e echipa momentului față, neapărat trebuie cumva să schimb trio ăsta, aș zice, ăsta e bun, n-am ce să comentez el, dar ăștia doi sunt cam depășiți. Kimpembe a fost foarte rău la Weekend League ăsta, nu știu ce o păți, dar asta este. Ăștia doi în schimb cumva s-au completat, dar din Natale nu e exact cum așteptam să fie, adică mă așteptam să fie mult peste Cardona în ideea în care Cardo a luat ceva bine, dar 50 de meciuri, 48 de goluri și 21 de asisturi, foarte bine oricum, doar că Nenea Cantona are 72 de meciuri cu 76 de goluri și 41 de pase, adică nu știu cum, dar se descurcă mai bine decât Nenea din Natale. Ăsta în schimb, și de ăsta aș vrea să scap, că nu-mi place deloc cum se mișcă în teren, se mișcă ciudat, dar nu, asta este momentan, ne jucăm cu ce avem. Team of the Group Stages, dacă ar pica ceva de acolo ar fi casă. La red pick-ul nu mă interesează ce pică. Dacă îmi dă Van Dijk tonul joc, De Jong nu știu sigur dacă aș putea să-l integrez în echipă fără să-mi bag la schimbări grămadă. Let's go time, avem ce pic. Gundogan, Diaby, bun, super sub. Din păcate are numai 2 wick-ul, dar viteza e blană. Așa că o să-l bag pe ăsta în bandă, îl alergăm un pic până îl băgăm la SBC. Lăsați și pe un comentariu cu ce ați primit la pachete săptămâna asta. Dacă o veni ceva blăniță sau sal. De aici ce să fie, este Vasile Popândău. Bun, Lopez, Madison și Berardi. Îl iau pe Berardi, poate vin Icon swap-urile. Doi jucători de 84, clasicue, red pick-urile e moarte. Bun, am ceva pachete pe aici. De ăsta super curios, aici nu m-ar deranja să dea un Van Dijk, totuși costă ceva. Și aici din nou vreau să văd dacă primesc tot board. Pachetul de 100.000. E nerfuit la maxim. Nu știu de ce, domnii de la eSports, ați făcut asta. Brasilero, left back. Marcel, Pavel, bine! Bun, Marcel, cumva. Acum că am trecut vremea. Dăm pixel la mizerii. Asta a costat ceva. Nu. Bun. Un gold, hai că le dăm în ordine până ajunge la pachetele alea mai grele. Bordichea, centerback, care sau cum îi ziceați voi, nu mai știu. 83, dacă aș primi cumva printr-o minune, ok, era așa untradeable. Printr-o minune intergalactică, un jucător de vreo 1,5 milioane, mamă ce echipă mi-aș face, am pregătit echipa, numai n-am conșit. Hai, Icon de aici, știu că Icon, nici nu fac griji. Aproape. Ăsta pe care l-am prins de 200 de ori. Zapata, Duvan. Lăbuț. Măcar e tradeable. Silver-i trebuie să mă uit la ei, că s-ar putea să fie scumpii cei. Small Electrum Player Pack. Poți să ne dai un walkout gras rău de tot? Un Hero Cordoba, nu? Ia bine. Striker, cine este? Simi. Mă așteptam la ceva numai din la genul Niecuru, Vasile Popândău. Nu-s interesant. Haide. R9 Mid, ca și la cast. Da, poate că nu. Argentina Striker, Icardi, 83. Să vedem dacă reușim să trecem astăzi de 83 rating. Bine, în afară de red pick-uri, care a fost 84. Să vedem, va fi pachetul de 100.000 mort în Adidas sau nu? Aceasta este întrebarea. Bun, până aici totul merge conform planului. Left back, Grimaldo. 82 rating, gas! Hai totuși să-i pun pe ăștia aici.
Oh, și are Ola, prietenul meu de la Weekend League. Nu știu ce s-a întâmplat săptămâna asta, dar Ola a fost top la Weekend League. Partea nasoală e că am jucat contra lui, că l-am avut în echipă. S-a activat sfârcul. Rare Player Spec, parcă ăsta e pachetul de 50.000, 83 garantat. Hai să nu fie chiar 83 tot. Dă și-mi un Cordoba, ești nebun. Hero Cordoba, haide. Opa, te rog ceva bun, te rog ceva bun, te rog ceva bun, Brazilia. Ce? Da, mă, da! Da, mă! Opa, cred că v-am spart urechile. Fix ăsta îl am în echipa concept. Da, mă! Like-uri, băieți. 7 milioane. În sfârșit scap de Kimpembe și vine fix jucătorul pe care voiam să-l bag în echipă. Dă-mă în sfârșit ceva bun. Primul jucător peste 100.000 de coins dintr-un pachet normal. Am mai prins la Icon Pack peste 100.000 de coins, logic, și la Hero Pack. În sfârșit, mă. În sfârșit, un jucător torpiles. Bine, Marquinhos. Mi-a plăcut extrem mult cardul lui Gold, mă aștept să fie bun. Ne băgăm la creație. Bine, dacă e tradable, ia. Nu-i tradable, rămâne la echipă până la Team of the Season. Dacă era tradable, îl vindeam pentru că 100% o să scadă prețul lui. 500.000 parcă, da, 490.000. Cardul ăsta ar trebui să fie top. Top, top, top. Bun. S-a schimbat. A plecat în sfârșit Kimpembe, deși s-ar putea să las pe Kimpembe. Că parcă e un pic, un pic mai bun decât... parcă e un pic mai bun decât... Cum îl cheamă, mă? Francezul. Ia să scrie în pachetele și după aia ne băgăm la creație. În sfârșit, mă, ceva bun. Și jucător care îmi place in-game. Și pachetul de 100 de inveți, de asta am zis că e o greșeală, cel puțin asta cred eu. Că am trecut în divizia 1, trebuia să rămân în divizia 2, unde nu dea pachet de 50-55.000 parcă. Mult mai bun e pachetele ieftine decât pachetul de 100.000. Ăsta e nerfuit la maxim. Din păcate. Da, nu. E sport, știe ce face și cum face. Bun. Avem și un părle din ăsta. Da. 3 boards. 4 boards, de fapt. Ok. Ca resurse, da. E pachetul de 100.000. Totuși. Extraterestru marțial. Nu mai costă nimic. Dar sunt mega, super, legendar de mulțumit. Îmi l-a dat pe Marquinhos. Nici nu mă așteptam să-mi dea așa ceva. Mă așteptam să-mi dea un Donnarumma, sincer. Hai. Dacă îmi dă și Van Dijk de aici, deja sărim în curul gol pe Gianni. Ok, în curul gol. De data asta. Rămâ Saka. Wow, primit ăsta steluța, ești nebun? 85, nu-i rău. Hai, și dă-o până la mata în curte. Bine. Acolo ajuns. Da, bun, ne auzim. Vezi, s-o dat din cap, ajuns acolo, nu. Da, jucător e clar de SBC, niciunul nu cred că... 16.000. Mamă, ce noroc am prins astăzi, băieți, am prins un Team of the Week de 100.000. Bine, băieți. Da, o să las, că n-are rost. Vine un icon ceva, îl bag acolo. Bun, și acum să vă arăt rapid planul. Bine, nu am cum să vă arăt full plan, că n-avem coins. N-are rost să-l bag la creație. Dar cred că o să facem asta. Mă pică salam asta. Dacă punem așa, o pică salam asta. Da, cred că las pe Kunde, nici nu știu. Dar, cum am zis, ultra mega mulțumit. În sfârșit un jucător peste 100.000 de coins. Primul jucător de anul ăsta care trece de 100.000. Intră lejer aici. Fără să fac schimbări și alte alea. Dar... trebuie să mă bag la creație să văd după ce vând resursele pe care le mai am pe la club. Practic mi-ar trebui în momentul ăsta undeva la cred 1.000.000 și un pic de coins. Pentru că l-am prins pe ăsta și v-am zis că ăsta era în echipă. Aici ar fi Cordoba. Ăsta ar sări din schemă și aici ar fi Teo Hernandez. După aia nu mai știu ce am schimbat. Dar mai schimba ceva pe la echipă și cam mai ar fi. Să vedem. Dacă reușesc să o fac până săptămâna viitoare, super casă. Dacă nu... ultra mega mulțumit de premiile astea. În sfârșit am fost plătit. Dar până când, nene? Până când? Abia aștept să văd cum o să fie la Weekend League. Sper să fie Casao, cardul arată genial oricum. 83 accelerații cu 83 sprint speed. Dar v-am zis, mi s-a părut foarte bun cardul lui Gold, deci ăsta ar trebui să fie top. 90 la toate alea în defensivă. Ce mai vrei? Cam asta a fost pack opening-ul. Pack opening cu succes. Ia stai, începem săptămâna în forță. Să fie în divizionare, nu uitați să lăsați și vă în comentarii cu ce ați primit.
mega super forță, Marquinhos, nu știu ce jucător era mai bun de pe acolo, în afară de ăia top gen Cristiano Ronaldo și toți băieții grei, dar ăsta cred că e în top 5 din team of the group stages din ăștia. Cam asta a fost, Messi Fine Divizionare, spus codul CLTX pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați și dacă vreți jocuri ieftine, le găsiți pe G2A, linkul aveți în descriere. Salutare, salutare!